Înapoi la argument, în această seară l-are ca invitat pe Robert Lazu. Bună seara. Pe care îl salut și îl îmbrățișez. Robert Lazu, ca să vă spun câteva cuvinte despre el, a absolvit Facultatea de Filozofie a Universității de Vest din Timișoara în 1996. Eu l-am cunoscut în 98, când pentru scurt timp a fost unul dintre bursierii școlii de vară de la Tescani. Spun pentru scurt timp pentru că i s-a născut al doilea copil, Irina, și s-a dus repede să nu rateze acest eveniment. Între timp s-au mai născut încă trei, iar al șaselea se va naște în luna martie anul viitor. Ceea ce dorim să se întâmple cu toată grija lui Dumnezeu. Despre Robert mai trebuie să adaug ceva dincolo de prea puținul pe care l-am spus, și anume faptul că el este catolic. Înainte de emisiune, Robert mi-a dat permisiunea să fac această precizare expresă, pentru că vom vorbi despre un autor catolic, un autor care a fost într-un dezacord constant până la sfârșitul vieții cu unul dintre cei mai buni prieteni ai lui, C.S. Lewis, pe chestiunea catolicismului anglicanismului. C.S. Lewis, cunoscut prin multe traduceri în limba română, excelente, a fost anglican și Tolkien, pentru că despre el vom vorbi astăzi, pe pronunția corectă, John Ronald Reuel Tolkien. E bine? Foarte. Era catolic și nu putea să înțeleagă cum cineva poate fi anglican când, de fapt, anglicanismul, cu câteva mici accidente istorice, este, de fapt, catolicism. Ca și Tolkien, care a scris povești pentru adulți, Robert face cateheză pentru adulți. Poți să ne spui în ce context? Da, am început în 2003. Această aventură, aș putea să-i spun, aventură din cauza că nu există o formulă, o rețetă pe care aș putea să o urmez, a trebuit să improvizez. Când preotul din parohia în care trăiesc și în care viețuiesc, ca și credincios al Bisericii Catolice, Părintele Lauș Nicola, m-a invitat să prezint un program de cateheză, dar care nu e destinat categoriilor obișnuite al acestui tip de pregătire, de obicei copiii, prima împărtășanie, confirmarea sau cei mai vârstnici, ci adulților, segmentul, să spunem, la vârstă activă, între 30 și 55-60 de ani. Și am început deci de atunci un program de cateheză bazat în special pe o prezentare a învățăturilor de la Conciliul Vatican II, inspirat în ceea ce mă privește foarte mult de un gest al Papei Ioan Paul al II-lea, care în anul 2000, la încheierea, chiar în apropierea încheierea anului jubiliar 2000, a convocat mai mulți reprezentanți ai laicilor catolici la o întâlnire care a avut loc la Vatican, unde le-a oferit un dar. Era vorba de un volum al actelor Conciliului Vatican II legat în piele. Prin acest gest simbolic, cerând și făcând-o și în cuvântul rostit cu acel prilej, ca nu numai clerul, ierarhii bisericii sau păstorii, preoții bisericii, să aibă cunoștință, să studieze aceste învățături ale Bisericii la Vatican II, ci inclusiv noi, credincioșii laici, să luăm foarte în serios tot ceea ce s-a scris, s-a învățat, s-a gândit în contextul acestui eveniment epocal, nu din anii 62-65. Am luat în serios acest gest al Papei Ioan Paul al II-lea, despre care am vorbit în numeroase ocazii, credincioșilor, prietenilor, cunoscuților, și am gândit un mic proiect, un experiment, aș spune mai degrabă, câteva întâlniri pentru adulți, referitoare exact la învățătura Conciliului Vatican II, începând cu abecedarul, ce este un conciliu, care este semnificația lui, ce este Conciliul Vatican II, etc. Și de atunci, deci din 2003, am ajuns iată în 2008, trecând prin un șir de cateheze sistematice, mă refer la simbolul de credință, despre care am discutat vis-a-vis de Nicea Galilei, nu? Articolele pe care le-ai propus pentru prima dată, cred că 98, și conferința de la Timișoara. După aia am trecut la o cateheză mistagogică, poate după inima oarecum a părintelui Andrei Scrima, pe care l-am citit și care m-a inspirat uneori în acest sens, dedicate deci vieții liturgice, și în fine o cateheză strictă pe viața morală, cele 10 porunci, inclusiv viața rugăciunii, Tatăl nostru. Deci astea au fost etape asumate anual. Deci pentru fiecare episod, cât un an de cateheză. Suntem într-o epocă în care adulților trebuie să li se spună mai apăsat și mai clar lucruri care poate că acum o generație, două sau trei, nu trebuiau spuse pentru că erau spuse într-o altă etapă a vieții sau pentru că se întâmpla că ansamblul culturii publice era oarecum saturat cu reprezentări și explicații și inițieri ale creștinismului, care era recunoscut atunci ca fiind religia centrală, religia fondatoare a Europei, și deci lucrurile erau oarecum absorbite din spiritul timpului și din educația normală de oameni, câteva generații mele, iar astăzi nu. Și se întâmplă, cum s-a făcut un sondaj rapid pe străzi în Paris, și întrebarea era ce e Trinitatea.
Și un răspuns m-a frapat cu deosebire, era următorul: Trinitatea, egalitate, libertate, fraternitate. Era Trinitatea Revoluționară. Da. Tolkien spune povești adulților. De regulă, poveștile sunt spuse copiilor. Asta e ceva legat de timpul nostru? Da, e o poveste, modul în care Tolkien a făcut această translație. Totuși, trebuie să plecăm și să începem cu începutul, el însuși a început să scrie povești pentru proprii săi copii. Câți a avut? A avut 4 copii, a fost un familist catolic în cel mai deplin sens al cuvântului și prima dată așa au luat ființă lucrurile, dar legenda zice, de-al minte, că a făcut-o și pentru propria sa plăcere. În momentul în care, confruntat cu nenumărate lucrări ale studenților pe care le avea de corectat, simțea nevoia unei relaxări. Și atunci, pe colțul unora dintre aceste lucrări, scria lucruri care veneau în minte, lucruri frumoase, și așa a început să scrie Hobbitul, povestea cu un hobbit, publicată în 1937. Care a avut un succes formidabil. E practic prima carte produsă în contextul membrilor grupului The Inklings, despre care o să vorbim mai în detaliu în continuare, care a avut un foarte mare impact de public. Numai că, ulterior, și-a schimbat opțiunea, nu a fost deloc bucuros mai târziu de faptul că Hobbitul este o carte doar pentru copii, a dorit mai mult. A simțit nevoia că pentru a ajunge la copii, de multe ori mai întâi trebuie să ajungi la părinți. Și atunci a început să gândească, paradoxal ar părea, părintele Steinhardt era încântat și intrigat în același timp de acest lucru, părintele Nicolae Steinhardt, a început să scrie povești, stăpânul inelor în special, dar care erau destinate adulților. Deci nu mai sunt nici pe departe mici narațiuni drăguțe, simpatice, ci deja devin lucruri mult mai serioase, mult mai solemne, aș spune, care au ca țintă nu doar copiii, și ei pot citi asemenea lucruri, mai ales adolescenții, cei la o vârstă puțin mai mărișoară, dar, în primul rând, adulții. El destinează această trilogie adulților. Acum, trebuie să vă spun de ce stăm de vorbă cu Robert Glazou despre Tolkien. Pentru că el este un specialist în J.R.R. Tolkien. Nu este singur în țară. Mi-ai semnalat alte două specialiste în acest autor. Este vorba de Mihaela Cernăuți-Gorodețchi de la Iași și de doamna Rodica Albu. Amândouă sunt profesoare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și doamna Rodica Albu a făcut o monografie despre grupul Inklings, despre care vom vorbi. După știrea mea, singura în limba română. Singura monografie în limba română despre cei trei patru membri de bază. Corifei ai grupului, C.S. Lewis, care este cunoscut prin multe traduceri, un formidabil polemist, un moralist extraordinar și un scriitor, nu de proză, ci de proză de idei, remarcabil. J.R.R. Tolkien, Charles Williams și Owen Barfield, despre care vom afla de la Robert câteva lucruri imediat. Iar Mihaela Cernăuți-Gorodețchi a publicat Literatura pentru copii, sinteză critică, este o specialistă în literatură pentru copii, o specialistă cum sunt universitarii astăzi specializați, adică a citit toată literatura pentru copii, a citit toată literatura secundă despre literatura pentru copii și a produs texte de analiză acestui lucru care, iată, nu e destinat doar copiilor. Și Poetica basmului modern, ambele cărți au apărut la Universitas în anul 2002, respectiv în 2008, iar monografia despre grupul Inklings în 2004 la editura Universității Alexandru Ioan Cuza de la Iași. Robert a publicat o carte inițial pe internet, Lumea lui J.R.R. Tolkien, care a apărut la Hartmann în 2004, urmată de o carte publicată împreună cu Virgil Nemoianu, o antologie de texte de și despre Tolkien, Credință și imaginație, apărută în 2005 la Hartmann, și în fine la Galaxia Gutenberg, o enciclopedie a lumii lui Tolkien, care te-a obligat să parcurgi riguros toată literatura primară produsă de Tolkien și literatura secundară, neapărat. Pentru că numele care apare în romanele lui Tolkien sunt atât de ciudate cu accentele lor și cu sonoritățile lor nordice, vestea bună este că această enciclopedie dă și pronunțiile. Și acum, aș vrea să structurăm discuția limpede ca să știm despre ce vorbim. Câteva date biografice despre Tolkien, câteva informații despre grupul căruia a aparținut și aș vrea o introducere
critică, rezone, cum spun francezii, în lumea lui Tolkien, cu întrebări specifice pe care mi le-am format pregătindu-mă pentru emisiune și care ating chestiunea prezenței religiosului, raportul cu creștinismul în lumea de astăzi. Mai întâi, cine a fost Tolkien? Un african. Foarte dar nu un africaner. Da, foarte simplu și direct spus. Deci se naște în Africa de Sud, la sfârșitul secolului XIX, părinții săi, tatăl, merge acolo tocmai pentru a-și spori venitul și a-și putea întemeia familia. Are loc un episod tragic, se gândesc totuși să se reîntoarcă în țară, mai ales din cauza pericolului pe care îl reprezentau anumite boli specifice acelui mediu pentru proaspătul născut, care este născut în 1892. Familia decide să se întoarcă la scurtă vreme după nașterea copilului. Mabel, mama lui Tolkien, vine înapoi în țară. Din păcate, tatăl, care rămăsese pentru a reglementa ultimele afaceri legate de meseria pe care o profesase acolo, contactează o formă, se pare, de febră galbenă sau așa ceva, fiind o boală tropicală nimicitoare, și se stinge. Într-o săptămână moare, nemai ajungând niciodată să-și întâlnească familia. Un episod într-adevăr tragic. După care, bineînțeles, mama este obligată să ducă greul mai departe, este susținută de familie, însă se întâmplă acest lucru până la începutul secolului 20, undeva anii 1903-1905, când anunță, și anunță familia, familia anglicană, da, convertirea la catolicism. În preajma oratorului de la Birmingham, a părintelui Francis Xavier Morgan, un preot care aparține liniei deschise în cultura engleză prin convertirea cardinalului John Henry Newman, din mișcarea de la Oxford, unul din corifei mișcare de la Oxford, după care, în mod aproape imediat, familia o repudiază și literalmente o aruncă în stradă cu cei doi copii. Cum arată chestia asta? Explică-mi puțin. Cum adică o repudiază și o aruncă în stradă? Pur și simplu, raportarea, în general, între anglicanii acelei epoci și opțiunea catolică este atât de adversativă, încât nu se poate concepe niciun fel de împăciuire și este invitată să-și găsească singură un loc în care să stea, îi se dă un timp foarte scurt, și ea părăsește domiciliul fără să aibă prea în clar ce va face. O ajută, în schimb, foarte mult acest preot, care pur și simplu își asumă rolul de părinte al acestei familii. De altfel, Tolkien îl și numește în unele din scrisorile sale al doilea tată, the second father. Și în orice caz, cel vizibil. Exact. Și o ajută pe văduvă să găsească o locuință în care să poată locui cu cei doi copii. Dar, din păcate, se produce inevitabilul din cauza dificultăților a unei presănătăți pe care, în scurtă vreme, se va stinge și mama lui Tolkien, copiii rămânând realmente orfani. Și din acel moment, părintele Francis Xavier se ocupă complet de educația copiilor, mai întâi la școala Sfântului Philip Neri, chiar de lângă oratoriul de la Birmingham, creată în cea mai bună tradiție catolică, după care părintele, fără niciun fel de, cum să zic, atitudini integriste sau care ar fi rezumat totul doar la o educație catolică conservatoare, îi trimite la cele mai bune școli din epocă. Școala regiului Edward, de exemplu, caută să obțină burse, să-i sprijine, bineînțeles le oferă și educația necesară și așa începe să contureze traseul intelectual al lui Tolkien, care în cele din urmă va ajunge la Oxford, nu, ca undergraduate, va studia și va încheia studiile, după care va merge ca profesor la Universitatea din Leeds, a fost un scurt intermezzo, după care pentru tot restul zilelor va deveni profesor de literatură engleză și limba engleză veche la Universitatea din Oxford. Deci, foarte sumar spus. Era un geniu lingvistic. Știa toate limbile germanice, da, plus limbile clasice. Este, de altfel, așa cum a fost cazul, hai să numim câțiva din corifei acelei epoci, secolul XIX în special, din familia unor autori ca Alois Valde sau Julius Pocorni sau ulterior, la mijlocul secolului 20, Emil Benvenist. Deci este într-adevăr un comparativist, dar are o aplecare specială înspre descoperirea rădăcinii comune a limbilor Nordului. Era una din pasiunile lui intelectuale, de filolog, foarte bine conturată. El mărturisește cu foarte multă onestitate intelectuală că nu era un cunoscător de mare performanță, de exemplu, al islandezei vechi, deși a făcut eforturi serioase în această direcție. Evident, programul legat de predarea literaturii engleze medievale sau a limbii engleze i-a cerut anumite rigori pe care trebuia să le respecte, dar întotdeauna a fost un mare îndrăgostit de această literatură mitologică, să-i spunem pe nume, veche nordică, lucru care a permis marea prietenie dintre el și C.S. Lewis. Ei, prin asta, de fapt, s-au găsit prima dată. Ceea ce ne aduce la grupul Inklings. Exact. Ce a fost acest grup? Da, e o poveste. Numele înseamnă ceva. Da, înseamnă. Este legată de actul de a scrie, nu, cu un toc, ne putem imagina, un tânăr care încearcă să-și așeze gândurile pe hârtie folosind acest instrument de scris și care, prin natura instrumentului destul de precar, proiectează mici urme de cerneală
pe pagina de hârtie. Sigur, se poate referi și la cuvintele cu noimă scrise de autor, dar care, în opinia autoironică a autorului însuși, pot fi comparate cu simplele pete de cerneală. Sunt practic niște încercări. De fapt, grupul și titulatura nu aparține niciunuia dintre membrii celebri astăzi ai grupului The Inklings. Cine le-a dat numele? Este vorba de un student, în 1931, compune, se numea Lyne, dacă nu mă înșel, nu mai aduc aminte foarte, nu, Lyne era numele, da, cred că acum nu mă înșel. Este vorba de un student care creează un mic grup complet informal în care alți colegi veneau alături de el și citeau lucrări neterminate. Lucrări literare, poetice. A funcționat acest lucru până în 1933, când acest student, absolvit și a plecat, a rămas titulatura fără grup, practic. Și cei care deja se întâlneau în camera de la Magdalen College, C.S. Lewis, au adoptat numele. Exact. Au preluat numele care s-a perpetuat și a intrat cumva în istoria literaturii moderne. Cine sunt cei patru? Să spunem câte ceva despre Tolkien. C.S. Lewis. Acum, probabil că începutul îl facem vorbind împreună despre Lewis și Owen Barfield. De ce? Ei sunt, de fapt, baza acestui grup. În 1919, cei doi se întâlnesc ca undergraduates la Universitatea din Oxford la 20 de ani. Deci, amândoi sunt pe băncile universității din Oxford și au o pasiune comună, aceea de a discuta în contradictoriu. Amândoi au o formație filologică, amândoi sunt în același timp interesați de o mulțime de subiecte de erudiție, istorie, filozofie, teologie, să menționăm acest detaliu. Deși C.S. Lewis nu este încă convertit, acest lucru se va întâmpla mult mai târziu, în 1931, nu? Episodul datorației lui Tolkien. Și cei doi, deci Barfield și Lewis, discută, începând cu acest an, 1919, pe nenumărate subiecte, dar cu o nuanță. În contradictoriu, dar cu o nuanță importantă. Dorind, în ciuda contradicțiilor și a polemicilor dintre ei, să găsească un adevăr care să le permită o opțiune puternică în acel sens. Monografia despre grupul Inklings, datorată profesoarei Rodica Albu, are ca moto o dedicație a lui Owen Barfield pe un volum, Poetic Diction, oferit lui C.S. Lewis. El sună așa: opoziția înseamnă prietenie adevărată. Este spiritul grupului Inklings. Spiritul relației dintre ei doi, exact. În orice caz. Și dintre toți ceilalți membri ulterior care s-au adăugat. Întotdeauna s-a păstrat acest spirit. Primii doi, deci, sunt C.S. Lewis și cu Owen Barfield. Da, Barfield, care nu devine profesor la universitate. El va pleca în jurul anilor 30 la Londra, unde are meserii mai mult sau mai puțin legate de lumea academică, pur și simplu pentru a trăi, a se menține, a asigura subsistența. În schimb, C.S. Lewis, știm cu toții, va deveni profesor la Universitatea din Oxford, după care va părăsi Oxfordul pentru Cambridge, deci va fi un bun specialist în literatură medievală și subiecte legate, similare, de fapt, cu cele pe care îl preocupau și pe Tolkien. Mai degrabă literatură medievală și renașcentistă. Și renașcentistă, mai ales renașcentistă. De fapt, e în timp ce important. Tolkien este spre zona mitologii nordice, literatură da, germanică da, veche. Da, și are un merit special și în descoperirea și editarea, de exemplu, a acelei frumoase povești de Sir Gawain și Cavalerul Verde, care este pentru prima dată editată tradusă de Tolkien. Tradusă da, și în românește. Tradusă și în românește, chiar după ediția editată de Tolkien la Oxford. Și le se adaugă Charles Williams, tot cu educație oxoniană, dar care, din aceleași motive ca și Owen Barfield, va fi nevoit să părăsească Oxfordul, nu va putea să-și încheie studiile, Charles Williams, va fi un editor, un redactor, practic unul din oamenii de bază, ai editurii Oxford, și în momentul când va începe al doilea război mondial, se va muta de la Londra, unde se afla biroul, unde se afla sediul editurii oxoniene, nu, din motive comerciale și de acest gen, va reveni înapoi la Oxford, dar va fi doar un editor profesionist, un lucrător profesionist al cărții. Care-i specificul acestui grup? Până acum n-am făcut decât să evocăm un grup de prieteni în mediul universitar, ceva tranzitoriu, în timpul studiilor, cum să strești timpul, discuți, dezbați, poate doresc să afli adevărul. Avem aici pe masă un volum al unui prieten american, Joseph Pierce, care este unul dintre cei mai importanți exegeți la ora actuală ai autorilor care au conținut acestui grup și un mare specialist în același timp în Chesterton, care poate fi considerat într-un anumit sens un precursor literar al celor din Inklings. Și există, chiar în acest volum, pe care ne-l arată acum Horia Patapievici, două texte cu Walter Hooper, care este secretarul lui C.S. Lewis din ultima perioadă activității sale academice. Foarte semnificative aceste mărturii a lui Walter Hooper, din cauza că el a avut acces nemijlocit și la C.S. Lewis, dar la toți membrii de baza grupului, cunoscând toate dedesubturile acestei relații, și este întrebat exact același lucru într-un interviu de Joseph Pierce. Răspunsul lui inechivoc reprezintă și atinge, de fapt, esența și specificul acestui grup literar. Este vorba de o afinitate foarte puternică, marcată
la un moment dat, prin, aș spune, o linie apologetică dezvoltată de fiecare în sensul său, în stilul său, pentru credința creștină. De ce constituie creștinismul o problemă? În primul rând este contextul în care ei activează. Este un context brăzdat de contradicții. Primul război mondial se încheiase, îl trăiseră cu toții într-un mod tragic. Tolkien însuși a fost implicat și trimis pe front. În primul război mondial doar o boală l-a salvat de a muri pe front. După ce urmează al doilea război mondial și mai ales sentimentul acut al acestor intelectuali, C.S. Lewis dă probabil glas extraordinar acestui sentiment, a faptului că lipsește fundamentul, temeiul în fond spiritual, intelectual a unei civilizații se clatină, nu? Anii 20 sunt marcați de această conștiință crescândă. Apocaliptică, aș spune. Că plutim pe nisip, nu pe ape. Da. Pentru că dacă plutești pe apă, mai găsești o scândură, mai înveți să noți. Da. E un fel de fundament și mediu lichid. Da. Problema da. E că totul semăna cu niște nisipuri mișcătoare. De aici a început convertirea lui C.S. Lewis în 1931. Pentru că el, imediat după război, este un ateu. Da. Da, este practic un ateu, un om care problematizează adversativ tematica credinței creștine, dar există un subiect care iarăși l-a apropiat foarte mult de Tolkien, raportul dintre mitologia păgână, precreștină și teologia creștină. E subiectul de la care a început, de fapt, discuția din 19 septembrie, seara 1931, când plecând de la cină, alături de prietenul său Tolkien, începe această dezbatere referitoare exact la subiectul în cauză. Tu poți să-l folosești pe C.S. Lewis în toate hezele tale? Sunt locuri pe care nu numai că pot, le folosesc. Deci se poate acest lucru, fără niciun fel de ezitare. Și o mărturie excepțională din partea lui Walter Hooper despre întâlnirea sa cu Papa Ioan Paul al II-lea, care l-a întrebat, cum te mai raportezi dacă îl mai iubești? Cum îl mai simți în inima ta pe acest mare prieten al tău care a fost C.S. Lewis? L-a întrebat Ioan Paul al II-lea pe Walter Hooper. Răspunsul a fost că totul, toată inima este dăruită. Dar în același timp, papa a adăugat un lucru teribil după câteva momente de tăcere. Zice, el a știut ce trebuie să facă. S-a referit la misiunea pe care a asumat-o după momentul convertirii, de a transmite lumii, de a reaminti valori pe care astăzi mulți dintre noi par a le fi uitat. Și după câteva clipe de tăcere a adăugat, a apăsat și a făcut-o. Deci asta a fost spus de papa. De papa Ioan Paul al II-lea, referitor la C.S. Lewis. Superb omagiu, minunat. Acum, vreau să intrăm în materia lui J.R.R. Tolkien, și anume filmul. În primul rând că marea lui vogă, cel puțin pentru mine care nu sunt inițiat, a fost filmul lui Peter Jackson. În Noua Zeelandă, informația o am de la Dan Perjovski, guvernul neozeelandez a făcut chiar un minister însărcinat cu difuzarea și promovarea trilogiei lui Peter Jackson. A fost o afacere planetară. Ca un cunoscător, cum este filmul în raport cu cartea? Evident este mai puțin când este vorba de mari cărți și trebuie spus despre Tolkien că este un mare scriitor. Este limpede din descrierile lui, este limpede din capacitatea lui de a descrie diferențiat aceleași lucruri. Lumina de toamnă are atâtea cuvinte, atâtea expresii pentru a descrie lumina de toamnă, încât, după ce am văzut citatele pe care tu le-ai extras pentru a izola descrierea paradisului de descrierea infernului într-un capitol al lucrării tale intitulat Religia lui Tolkien, mi-am dat seama că este un scriitor de primă mână. Acum, e limpede, fiind vorba de un mare scriitor, transpunerea cinematografică fiind o transpunere în imagini a ceva ce este mai mult decât imaginea, este văduvitoare. Dar, dincolo de acest tip de reducție, cum este ecranizarea? Întotdeauna, e un răspuns indirect, întotdeauna când întâlnesc tineri sau persoane care au ajuns la Tolkien, cunosc Tolkien, dar datorită filmului, prin film, primul lucru pe care îl întreb este dacă au citit una din cărțile lui și, în special, cea după care s-a realizat acest film, Stăpânul Inelor. Și ca pas următor, imediat următor, recomand atunci când aflu că nu a fost citită cartea, să fie în mod necesar citită cartea. Nu numai din cauza primului motiv pe care l-a invocat, nu? În general, cartea, ales când e vorba de capodoperă, bate filmul, nu poate fi transpusă în profunzimea și în deplinătatea ei. Evident. Dar, pe de altă parte, există o problemă specială legată de cartea lui, de cărțile lui Tolkien. El însuși a avut o întreagă
teoria, aș putea spune, o concepție foarte avansată, exprimată într-un eseu despre povești, despre basmele cu zâne, se cheamă un Fairy Stories, un eseu foarte subtil, în care el explică de ce a folosit de foarte multe ori detalii extrem de minuțioase în poveștile sale, conturând o adevărată lume imaginară cu nume de locuri, cu trasee, cu o posibilitate de a imagina foarte exactă, ca în exercițiile spirituale, aș spune, ale Sfântului Ignaciu de Loyola, compunerea locului, cum se numea în cadrul acestor exerciții, furnizând cititorului ce? Posibilitatea unei imersiuni în propria imaginație pentru a întâlni o lume și personaje care, așa cum spune Trasiulos, de exemplu, despre dialogurile lui Platon, mai exact despre personajele dialogurilor lui Platon, întrupează anumite principii. El dorește să-și pună cititorul în contact cu această lume și cu aceste principii, spunând un lucru incredibil. Într-un anumit sens, zice el, lumea din aceste povești este mai adevărată decât lumea în care trăim noi. În ce sens? În sensul profund, ontologic, axiologic, moral, în care el dorește să transmită un conținut al credinței sale. Și o face propunând cititorului această imersiune. Ca în exercițiile spirituale ale lui Ignaciu de Loyola. Asta e una din tezele importante din propria mea interpretare a lui Tolkien. Și există argumente în corespondența. Se era întrebat și dădea minuțios nume de locuri, spunea că inclusiv își făcuse mici schițe cu îmbrăcămintea personajelor. Deci vizualizarea pe care el însuși o producea în propria sa imaginație, acestor personaje era extraordinară. O mică notă de subsol. Micuța cărticică, exercițiile spirituale ale Ignaciu de Loyola, este de fapt îndreptarul metodologic pentru arta romanului. Arta romanului, pe care îl numim romanul realist, da, de fapt este un roman care a devenit conștient de faptul că numai așa poți deștepta în cititor fabuloasa facultate a imaginației. Da, da. Adică trebuie să faci reconstrucția locului și așa mai departe, care în exercițiile spirituale au menirea de a actualiza în mintea și inima credinciosului faptele Mântuitorului și situațiile în care a fost pus, pentru ca să intri, pentru a putea intra fizic în rugăciune, cumva, în timp ce pentru cititorul laic de romane, asta deșteaptă facultatea numită imaginație. Și tot ceea ce e asociat cu această deșteptare. De asta eu vorbesc strict cu referire la această modalitate de a interpreta literatura în general și literatura lui Tolkien în special, ca fiind o formă seculară a exercițiilor spirituale ale Sfântului Ignaciu de Loyola. Perfect, suntem încurajate. Acum, tocmai din această perspectivă, în momentul în care Tolkien însuși a fost întrebat, i s-a cerut permisiunea sau opinia vis-a-vis de punerea în scenă a trilogiei sau a poveștilor sale în general, el refuza acest lucru. De ce? Spunea că o asemenea punere în scenă ar interzice cititorului tocmai această experiență personală. De ce? Acolo ar avea furnizată, cu toată recuzita necesară unui film sau unei interpretări teatrale, o reducție a imaginarului prin intervenția regizorului, a celui care furnizează propria sa viziune. He, deci, odată avem această critică pe care Christopher Tolkien, băiatul lui Tolkien, care a devenit el însuși profesor la Oxford și a editat opera tatălui, a spus, după apariția filmului, păstrând delicatețea și gingășia unui profesor de Oxford, așa bine crescut, dar clar pentru toți cei care au citit, au înțeles mesajul, că într-adevăr niciodată conținutul poveștilor scrise de tatăl său nu ar putea fi transpuse cu succes cinematografic. Niciun regizor n-ar putea face asta. Da. Pentru că ar interzice această experiență. Dar filmul a avut un succes enorm. De altă parte, eu am personal obiecțiile mele. Acum dau curs în mod nemijlocit întrebării tale referitoare la calitatea filmului. E un film bun, e un film bun. Primul lucru, când am văzut prima dată filmul, am avut senzația în primele minute că asist la un trailer. La ceea ce se cheamă un trailer. Nu o prezentare a secvențelor cele mai spectaculoase. Tu știai toată desfășurarea. Eu știam și narațiunea este isihasta. Aș folosi un cuvânt răsăritean. Are o ritmică, o gestică largă, se desfășoară în volute foarte largi. De ce? Pentru a permite cititorul interiorizarea. Da. Pentru a permite un contact de profunzime cu atmosfera pe care el o conține. Profesor Nemaianu de Alminter vorbea în general despre Tolkien ca fiind un extraordinar scriitor de atmosferă. Deci, în primul rând, el creează o atmosferă, o lume în care te ajută să intri. Nu este numai atât, zic eu. Dar, în primul rând, ori filmul, prin ritmul pe care l-a impus, un action, nu? Realizat de un regizor care e specialist în filme horror, totuși, să spunem acest lucru, ăsta e Peter Jackson, a modificat și a alterat complet acest ritm. Bun, poate avea o scuză, dimensiunea. Evident, este imposibil să ecranizeze într-un film pentru publicul larg 1500 de pagini. Oricum au ieșit trei serii. Au ieșit trei serii de câte trei ore, sigur, cu bucăți care au fost scoase la prima prezentare, după care au fost incluse pe DVD-urile care au pus în vizare. Pe de altă parte, există un exces spre latura horror vizibil.
E drept, personajele lui Tolkien, de exemplu, orcii, nu? Cei fioroși, întrupează latura după demonicului. Ce, după ce ai văzut la Peter Jackson, nu mai vezi niciodată. Și când citești Tolkien, îi vezi așa. Da, da, da. Tu îi vezi altfel? Este foarte dificil să respingi imaginarul creat de Jackson. Da. Este foarte dificil. Deci sunt câteva din criticile... Pe Saruman numai așa poți să-l văd. Da, da, da. Sunt câteva... Și pe Gandalf. Da, dar avem totuși o soluție. Cei de la editura Rao poate au deschis o portiță și pentru publicul românesc, printr-un album, scrisor de la Moș Crăciun, scrisor pe care le compunea numele lui Moș Crăciun, Tolkien pentru copiii săi, în care putem avea contact cu ceva special. Cu ce? Cu grafica pe care Tolkien însuși o crea. Era un foarte talentat desenator. Da. Există o grafică pentru scrisorile acestea destinate copiilor săi, dar el a ilustrat și a desenat multe lucruri care sunt legate direct de trilogia sa. Ar fi poate mai bine să ne forjăm imaginarul și să interiorizăm imaginile create de Tolkien însuși. Pot fi găsite și pe internet, există și autori consacrați care au respectat, ca zic așa, canonul propriu lui Tolkien. Deci poate aceasta e soluția mai bună. Eu pe această linie am încercat să mă situez și încerc să mă situez. Deci filmul este un eșec. Eu așa aș putea spune, fără să exclud un lucru care e demn de luat în seamă. Joseph Pierce, pe care l-am menționat, ține mult la acest lucru. Faptul că promovarea și transmiterea interesului pentru Tolkien a fost mult susținută de interesul pentru acest film. Este o realitate, cel puțin pentru lumea de limbă engleză așa au stat lucrurile. Și în mod cert și la noi am întâlnit nenumărați tineri sau cititori al lui Tolkien, unii devenind chiar foarte apropiați și îndrăgostiți de acest autor, datorită filmului, care le-a deschis gustul și le-a deschis poarta către acest univers. Deci nu trebuie să excludem acest merit al filmului, să minimalizăm această dimensiune. Tolkien a fost catolic. Grupul Inklings este un grup care își pune problema religiei și a creștinismului în veacul nostru. Ce legătură are cu preocupările grupului Inklings și cu evidentul catolicism al lui Tolkien proza lui de imaginație? Da, e una din dezbaterile de mai fapt... Mai degrabă este un fel de revival păgân. În cartea ta, tu polemizez cu această opțiune care este foarte legitimă din partea unor oameni care nu au referințele de extremă finețe, nu doar teologică, dar filozofică, ale acestor membri ai grupului de la Inklings, legătura nu este deloc evidentă, pentru că toată recuzita este păgână. Și oricine poate argumenta că este un revival neopăgân. Da, da, nu există o argumentație care se poate respinge decisiv această receptare a operei. E o lume fără zei. Lord of the Rings este o lume în care există vrăji, există vrăjitori, un supranatural moderat, aș spune, nu exagerat, o situare de atmosferă Middle Earth, dar între lumi cumva. Asta și înseamnă Pământul de Mijloc. Da, da, dar este între lumi în sensul de între lumi ontologice. Nu știu unde să o situez exact. Este o lume divină? Este o lume semidivină? Este o lume materială? Nu e clar unde poate fi situată. După aceea, insistența pe personaje pur nordice, pentru cineva care nu este un nordic ca mine, care e mai degrabă un sudic, e destul de stranie. Și îmi dă o senzație de distanță clară. Da. După aceea, gândindu-mă la felul în care el, ca practicant și credincios catolic, a creat un univers pur, și aici pun ghilimele, păgân nordic, fără vreo referință la zei sau la Dumnezeu, m-am gândit la o observație din Apocalipsă. Când Ierusalimul Ceresc apare, nedumerirea este unde-i templul, pentru că poporul ales s-a identificat cu templul și după distrugerea lui nu ar fi în Ierusalimul Ceresc, ar trebui să fie, dar templul nu mai există, pentru că Dumnezeu este templul, iar Dumnezeu este acolo peste tot. Viu, actual, nemijlocit, prezent, nu doar omniprezent, îmi vine să spun, cum este oricum în lumea de astăzi. E ceva care mă tulbură în opțiunea lui, pentru că înțeleg că este o opțiune deliberată. Tolkien era remarcabil de inteligent și el a creat acest univers alternativ cu o minuție care îmi sugerează că există ceva filozofic profund în opțiunea lui. Acum, despre universul în sine și opțiunea lui Tolkien pentru această creație, o interpretare foarte importantă, Bradley Beerson se numește, este un autor american care a arătat că este o viziune augustiniană asupra istoriei, de fapt. Middle Earth se referă la lumea de mijloc, exact în sensul în care în Cetatea lui Dumnezeu, Sfântul Augustin definește cetatea omului,
că aflându-se între cei doi poli care marchează și aduc în mijlocul istoriei omului lupta dintre cetatea Întunericului, Infernul, și cetatea Luminii. Și din acest punct de vedere, polarizarea e cât se poate declară în lumea lui Tolkien. Găsim Infernul, găsim Paradisul acolo. Pământul Hobbiților și The Shire, nu? Comitatul este un loc paradisiac, există și Lothlorienul Elfilor, sunt asemenea locuri, polul luminos al lumii de mijloc. Există în același timp Fiorosul Mordor, Înfiorătorul Mordor, nu? Sau sunt asemenea guri de iad, să le spunem ca în poveștile populare românești, care ne aduc celălalt pol, versantul Luminii Întunecate, zicem și noi ca Sfânta Tereza de Avila. Deci aceasta este o idee, dar, din punctul meu de vedere, acum poate o desconspirare a unui lucru care ar merita o exegeză detaliată și o demonstrație mult mai minuțioasă, Tolkien a avut un interes special pentru o lume despre care noi nu mai știm aproape nimic. Este vorba de acea lume antediluviană, da? Despre care Geneza și textele veterotestamentare nu ne mai spun aproape nimic, ale cărei urme el le găsește într-unele din vechile mituri ale Nordului. Și el face o pasiune specială pentru acea lume. Acolo este, de fapt, orizontul în care situează, el precizează clar în multe din scrisorile corespondenței sale că lumea despre care el vorbește nu e o lume creștină, nu e o lume de după venirea lui Hristos. E o lume pre-creștină, pe de o parte. Pe de altă parte, când ai pui problema exact în felul în care ai pus-o și o fac nenumărați cititori și o pun lor înșiși, citind Stăpânul Inelelor, este din cauza limitării orizontului lor de lectură la această trilogie. Nu se poate înțelege complet viziunea lui Tolkien asupra acestei lumi fără Silmarillion. El a insistat ca Silmarillion să fie prima carte publicată. De ce? Pentru că acolo este conținută întreaga cosmologie, creația lumii de către Dumnezeu suprem unic. Care are un nume nordic. Are un nume nordic, dar după toate atributele, dacă facem o tabelă, atribuțiilor este exact Dumnezeul Vechiului Testament. Cel care creează lumea, toată angelologia pe care el o propune este exact angelologia iudeo-creștină, Melkor, care este marele adversar al Dumnezeului lumii sale, este exact omonimul lui Satan, deci se pot găsi analogii până la detalii. Îngerul prea frumos. Da, exact, îngerul de lumină. Cel mai frumos dintre toți îngerii creați de cel din tâi. Deci, dacă deschidem contextul lecturii operului Tolkien, lărgind și adăugând inclusiv lectura acestei monumentale epopei și cosmologii și mitografii, sau putem să-i spunem acum, care este Silmarillion, dintr-o dată apare un orizont mai vast, care include ceea ce am putea numi religia lumii de mijloc. Însă, spre deosebire de C.S. Lewis, la care în Narnia, nu? În cele 7 volume ale cronicilor din Narnia, este evidentă trimiterea în cheie creștină la tot ceea ce înseamnă universul religios creștin, lucrurile sunt chiar foarte transparente, mai ales în jertfa leului Aslan și așa mai departe, Tolkien a refuzat deliberat acest lucru. Nu am putut și nu pot să dau o explicație totală, completă, exhaustivă, asupra motivelor profunde și a tuturor cutelor, a tuturor nuanțelor acestei polemici dintre cei doi. Lui Tolkien de asta nu i-a plăcut romanul scris de Lewis, Cronicile Narnia. Literar vorbind, avea dreptate. Da, este până la urmă o problemă de estetica și de înțelegerea literaturii. Era o dezbatere a lor referitoare chiar la actul creației literare. Este validă o operă literară care, în ultimă instanță, e pur și simplu haina unui mesaj, să-i spunem, ideologic, cum vorbesc unii despre creștinism? Cât loc trebuie să lăsăm acestei tendințe apologetice, că am vorbit puțin la început, am pomenit de această dimensiune apologetică a celor din Inklings, cât loc trebuie să lăsăm acestei apologetici camuflate, deghizate, și cât spațiu trebuie să lăsăm esteticului, libertății creatoare, a spontaneității creatoare, vorbim și noi ca Tristan Tzara. Deci este, de fapt, dezbaterea în care se află prin și toți. Poate asta și dă frumusețea grupului. Ei nu sunt omogeni, fiecare are propria soluție, o ilustrează și dezbaterea poate să continue. Într-adevăr, dezbaterea poate să continue, noi ne oprim aici. Robert, îți mulțumesc foarte mult. Aștept un volum despre Inklings cu ilustrări ale lucrărilor lor și aș vrea să închei pe lucrul care mi-a dat de gândit, m-a satisfăcut cel mai puțin și care poate că într-un fel constituie miezul mesajului lui Tolkien. Narnia, clar, este ciclul lui C.S. Lewis, este apologetic și este o nereușită estetică. Nu cunosc ultimul ciclu al lui Tolkien, dar The Lord of the Rings este o carte foarte bine scrisă. Deci este o reușită estetică. E bine, are vreo legătură asta cu opțiunea non-apologetică directă a lui Tolkien? Mă tem că da. Și răspunsul poate că este în concepția lui Barfield despre degradarea omului în timpurile noastre. Îți mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Robert, vă mulțumesc și dumneavoastră.